Dar este un moment în care e activitate intensă de planta. Planta secretă nectar și atunci albina iese imediat. Ia uita și partea asta. Filmați și așa la celălalt vagon. Este superb. Superb. E cald, de vreme bună. Da. Și este moment optim de secreția nectarului. Astfel de activitate. Au fost și vreme de ploaie zilele trecute, nu? Pentru da, dar nu vegetație. Pentru vegetație, vegetația așa, în sine, da, deci. Da. Dacă în albina vine și cade aici, îl spune ca precum boabele așa greu, grele și pică pe ordini și este semn de cules puternic. Se vede cum o pânză pleacă și alta cum vine. Este o destă. În momentul ăsta, dacă o matcă vine de la împerechea, degeaba, nu mai nimărește la familia de la care a plecat. Și atunci la altă familie va fi omorâtă. De ce nu am întâlnit secvența de anterioară când am găsit orfanizat o familie? Asta e explicația. Da. Vom pătrunde acum în familia asta. Chiar e jos, dos. Spuneam că va fi probabil în cuib. Cu cât mai multă grijă, cu mai multă atenție, nu îmbruscăm, avem șanse să scăpăm până înțepăt. Când am bruscat, imediat să atacăm. Cu ce să începem? Cu rama de control. Vă spuneam că rama de control este a doua oară când o exploatez. Aștept această ramă de control să aibă miere acum. Am avut catul plin. Deci a pus raspereu. Nu e adevărat, mi-a pus trântori. Iată rolul adevărat a ramei de control. Această ramă este full cu trântori. Aici varoa mi-a fost bine concentrată. Uitați-vă, aici pe partea asta mai puțin a putut să pună, că a fost lipit. Umerașul a fost așa și nu a avut matca cum să intre, să ouă. Dar pe partea asta, altă, e fur. Iată. Aceste rame se pot chema și rame capcană pentru varoză. Așa. Foarte bine a spus, rame capcană. Ia uitați, cât de bine a captat aici. Varoa. Asta toată. Acum, din curiozitatea aceea care o știți, aș putea să... Ia uitați-le, așa vedem. Ia uitați-le, larvele. Da, sunt atacat foarte bine de varoa. Am avut probleme, m-am spus de când am început cu mierea bio, mă strădui de 2 ani de zile să fac față. Acestei. Deci s-a creat o rezervă. Da, orice. Dăunător. Acum mă gândesc mare. Da, mă gândesc și o rezistență crescută. Da. Și o rezistență crescută a larvilor de varoa. A carilor ăstora care îmi dau destul de furcă. Da, asta o să o îndepărtez toată și rama, capcană, o curăț și o las jos acolo. Albina o să ia mierea din marginea asta, iar larvele le-or ciugure păsările cerului. Larvele. Asta merită dată la păsări, la curte, dacă... Care are. Ușor. Da. Găini, la păsări, minunat. Zee. Aștept ca această familie să o găsesc în frigul roitului. Pentru că am văzut și ceva în cat. Am văzut câteva boci în cat. Și poate mai mult trebuie să fie jos. Voi lua ramă de ramă, voi cerceta și voi constata... Cât care albină foarte multă. Da. Ori de câte ori apare foarte mult albină, înseamnă că familia respectivă se poate pregăti și pentru roit. Acum a fost ocupată cu culesul.
pentru că am mutat de la un salcâm la altul și atunci a fost într-o activitate continuă. N-a avut timp să zboare. Dar cum dacă o găsesc în situația asta, încerc să previn. Cum am spații foarte multe, voi încerca să o rup cât pot de tare. Adică voi lua matca bătrână, împreună cu 3-4 rame cu cuiet, și le duc undeva aici, la un spațiu gol care l-am eu. Iar în urmă, mă duc un nucleu. Chiar mai mult iau, 5 rame iau cu puiet. Mă duc un nucleu cu o altă matcă. Încă ți las sentimentul că a roit-o, a apărut altă matcă. Zic și eu, în felul ăsta, poate îi previn. Deocamdată nu văd boci. Ce am văzut, am văzut în cat. În interior ce avem? Larvă? Larvă, ouă proaspete, o matcă care lucrează în continuare foarte valoroasă. E foarte, foarte valoroasă. Aici dacă găsesc, dacă nu găsesc deloc boci, am să iau rame cu puiet, căpăcit, și să ajut pe alții dacă sunt mai slăbuți. Să vedeți și operația interesantă, încât pe el lui se dau, se bag 3-4 faguri noi, sau 2-3 noi și restul deja clădiți. Câteva rame cu puiet să fie puse într-un în altă familie care e mai slabă. Da. Și în felul ăsta mă ajut pe aceea. Da. Și pe el îl mențin la nivel normal, să da, nu fără să intre în frigul roitului. Da. Această operație este foarte des folosită și practicată de apicultori. Dacă nu avem cumva neșansa să avem aici o familie roitoare. O familie roitoare, orice ei face, tot pleacă. Dacă e mai puțin roitoare dintr-un schimb liniștit din matcă, așa cum am practicat eu, cum am de fapt majoritatea mătcilor aici, atunci s-ar putea să am șanse. Ia să vedem în continuare rama următoare. Până acum, pe primele două, n-am găsit. De regulă, trebuia să găsesc chiar și pe ramura clăditoare, când dintre frigul roietului face 50-60 de boci peste tot. Eu încă sper să nu-l prind în momentul acela, urât. Mă gândesc că e și o matcă mai puțin, o matcă din schimb liniștit vreau să fie, nu roitoare. Atunci va accepta jocul meu. Iată această ramă cu puiet gata de ecluzionat. Vă rog să urmăriți puietul că e gata de ecluzionat, pentru că în momentul ăsta chiar ecluzionează. Anumiți indivizi chiar ecluzionează. Ia uite, nu. Au ecluzionat, albina intră înăuntru și curăță. Iată aici, ecluzionează. Iată cum roade frumos de jur împrejur. Taie așa cu mandibula, căpăcelul și va ieși cât de curând. Așa ecluzionează corect o albină. Ia să o vedem mai exact. Am să o ajut și eu un pic. Dar ca ouă din... când iese puiul din ou, cât ea roade, de fapt se și maturizează într-un fel. Și semnul clar este acela în care a terminat de ros. Iată, acum se strădusiesă. M-a ajutat-o și eu. Sper să o vedem. Nu cam acoperă celălalt albine. Ori să o curăți, ori să o lasă singură, nu ajută nici una dintre. Iată. Greu iese, pentru că nu și-a terminat bine de ros. Trage din greu ca să agațe, să poată ieși.